Așadar, dragi, continuăm lecțiile noastre, însă am șansa să vă spun că acum fac o lecție clasa a doua, că Mișu este aici în fața mea, un băiețel formidabil de valoros și inimos. Mișule, te salut! Salut! Salut, bravo! Uite ce! Un kilogram de carne, da, costă un kilogram de carne, costă 17 lei. Da. Un costum costă de 23 ori mai mult decât carne. Un kilogram de carne. Da. Deci un kilogram de carne costă 17 lei. Da. Un costum costă de 23 de ori mai mult. Da. Cât costă costumul? Costumul. Dacă de 23 de ori mai mult. Dacă de 23 de ori mai mult, 17 ori 23. Foarte tare! Deci costumul, un costum, egal cu 17 ori 23 sau 23 ori 17. Perfect! În comutativ, adică se poate schimba. 17 ori 23, 23 ori 17. Corect, George. Corect, Mișule. 17. Și acum trebuie să facem mulțirea asta, mă. Mă, ce am așa de emoții. 17 ori 23. Putem să facem, luăm, înmulțim unitățile cu unitățile și 10-le cu 10-le. Deci, hai să facem așa. Sunt două variante. Da. Ori le punem unele sub altele. Da. Și nu prea știu eu. Hai că nu prea știu. Mai bine fac așa. 23 plus 20 plus 3. Da. Deci egal cu 17, scrie, te rog, ori 17 ori. Ori. 20 plus 3. Nu? 17 plus 20 ori 3. Și egal mai departe cu 17 ori 20. Ori 20. Mai întâi și plus 17 ori 3. Da. Deci egal mai departe cu 17. Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Tu știi asta. Că 3 ori înmulțit cu 4 plus 5 este egal cu 3 ori 9. 3 ori 9, foarte bine ai spus. Și face cât? 3 ori 9. Nu prea știu eu. Ai emoții? Hai spune drept. Hai un pic. Bine. Cum facem? Hai că e emoții. Și nu poți să se înregistrează și tu nu prea știi bine. Deci, de o parte, 3 ori 9. 3 ori. Deschidem paranteza. 3 ori. 9, 10. 3 ori 10 minus 1. Da. Este egal cu 3 ori 10, 30. 30, da. Minus 3. Și egal cu? Este egal cu 20 și 7. 7, mă, dar nu mă uiți tu niciodată, mă, niciodată nu mă uiți asta. Pentru că, îți spune 3 ori 9 cineva, da? Pe 9 ori vezi repede ca 10 minus 1. Da. Și 30 minus 3, 27, mă, știi? Adică scade din 30 un 3. Da. Clară chestia. Da? Deci face 27. Perfect, George. Dar mai puteai să scrii așa, Mihai. 3 ori 4 plus 5 mai poate fi văzut ca fiind 3 ori 4, 3 ori 4 plus 3 ori 5. Conform distributivității înmulțirii față de adunare. Da. Și face cât? 3 ori 4? 12. Plus 3 ori 5, adică 5 plus 5 plus 5? 15. 15, sigur că da. Și face tot 27. 5 cu 2, 7, 2 cu 2.
lăsat-o, s-a întâmplat. Bă, te deșteaptă. Da. Adică tu ai și învățat de o chestie, ai înțeles un lucru. Că distributivitatea înseamnă așa. Înmulțirea numărului din față cu fiecare din ăștia. Poți să fii 3, 4, câți ori fi ei. Da. Cu toți se mulțește. Da. Așadar, șterg aici, că aici ne-am amintit. Să zicem așa. Că 3... 17 ori 23 înseamnă 17 ori 20 plus 3, nu? Da. E corect. Cred că 23 l-am descompus în 2. Da. Ca fiind 20 plus 3. Da. Deci egal mai departe cu 17 ori 20. 17 ori 20 plus... Plus... 17 ori 3. Plus... 17. 17 ori 3. Perfect, tu, Mihai. Mihai, fii atent ce am făcut acum. În loc să văd cât face rezultatul ăsta, că nu știu, nu mă descurc ce vrei, asta e situația. L-am scris pe 23 ca fiind 20 plus 3 da. Și am aplicat distributivitatea înmulțirii față de adunare și face 17 ori 20 plus 17 ori 3. Da. Da? 17 ori 20 plus 17 ori 3. Da. Și acum am gândit așa. Iată să mă descurc cu 17 ori 20. Cum te descurci tu cât faci? 17 ori 20. La 17 adăugăm un 0 de la 20 și ne dă 170. N-ai vrea tu să spun că este 10 ori 2 pe 20? Aș vrea. Adică 20. Hai mă să facem asta. Deci plus 17 ori 3. Și egal mai departe cu 17. Nu, George. Stai de acolo departe. I-am zis doar ce vreau să zică. Da. Egal cu 17 ori 2 ori 10. Că în loc de 20 pun 20. Da. Plus 17 ori 3. Asta. O să văd cum mă descurc cu 3. Egal mai departe. Hei! Și acum zic. 17 ori 2 pot să fac? 17 ori 2, da! Adică, 2 ori 7. 2 ori 7, 14. 1 o rețin în mintea mea. Este egal cu 30 foarte și tare. 4. 34, foarte tare! 34 ori 10. Da? Da? 34 ori 10. Plus 17 ori 3. Și egal mai departe. Mai întâi facem prima mulțire, 34 ori 10. Adăugăm la ca să... Că dacă facem 34 ori 10 e mai greu, așa că punem... Asta înseamnă... La sfârșit, la unități. Da. Pe scurt, tu ai înțeles un lucru, de-a lungul timpului. Că a mulți cu 10 pe cineva înseamnă a adăuga un 0 la sfârșit. Da. Hai, dacă bă, cu 100 dăm 2. 2 zerori. Da. Perfect. Cu 2 ori 100 fac 200. Da. 7 ori 100, 700. Adică 7, un mai de 2 0 ori. Da. 0 ori. Așadar, aici tu spui că faci 34 ori și cu mai de 0, 340. Da. Plus, măi, George. Plus. Hai să facem mulțirea asta. Plus... 3 ori 7 mai întâi. Adică să ne fie mai ușor, luăm 34 și mai punem un 6. Bă, am terminat cu asta, mă, am terminat cu asta. Da. Acum trebuie să facem mulțirea asta, 17 ori 3. Da, dar ca să ne fie mai ușor, zim, luăm 34, numai că ne-a dat atunci și mai punem un 17. Băi, nu mă, că am terminat cu mulțirea asta, băi, lasă-o încolo. E 340, nu mai amestecăm lucrurile. Noi avem asta acum, 17 ori 3. Este egal cu 51. Foarte tare! Cum ai făcut, mă, că eu sunt curios. Ai zis 3 ori 7, 21. La unități, unul le-ai păstrat. 2 e ținut în minte, unul le-ai pus. Și 3 ori 1, 3. La 10, 30. Și cu 20 dinainte, fac 50. Ai zis foarte bine. 51, nu? Da. Și ca rezultat face cât? 1 plus 0, 1. Așa, la unități atunci 1, corect. 5 plus 4, 9.
Perfect, la 10 ai făcut treaba. Și 3 plus nimic, 3. 3, 391, terminat registru. Băi, oamenii s-au gândit, de că să fac eu chestia asta desfășurat? Băi, ce greu este. Foarte greu. Pierd mult timp, zice. Și atunci am făcut următoarea șmecherie. 17 ori 20 ori 23 este egal cu 17 ori și o pus pe 23 de sute. Și a început înmulțirea. Deci, atent, fă chestia asta că e noutate. Te duci acum la tine, la vaslui și spui... Curești. Nu știu mai unde e, știu, Vana. Și spui, băi, ce am învățat eu cu proful online, bă, nu știți voi. Adică să muncesc eu așa, desfășurat, să pierd timpul. Iată noutatea. Și zic, 3 ori 7, 21. Da, 21. 1 și 2 rețin deoparte. E 10-lea. Și acum, la mulțirea cu 10 și 3 ori 1, 3. Da. Și cu 2 de aici, 5. 5. Adică 51. Adică să deci. 51. Da. Și acum, începem mulțirea cu 2. Cu 2. 2 ori 7. 2 ori 7, 14. 4. Dar scrii sub cifra asta cu care am mulțit. Înainte când am început să mulțim cu 3, am început de la 3 construcția. Da. Acum că mulțim cu 2, începem de la 2 construcția celui de-al doilea ieșir. Da. Zicem 2 ori 7, 14. Da. 2 ori 1, 2. Da. Și cu 1, 3. Da. Și 3. Scriu aici. Dar de fapt nu e 34. E 340, mă. Da. E ăsta, mă. Șmecherul. Da. Deci e 340 construcția făcută. Și acum când ne adunăm, e stricat și mai înainte. 340 cu 51 și face 1, 9, 3. 391. Băi, ce tare chestia. În loc să muncesc eu așa. Da, fac un calcul mic și gata. Asta e, mă. Ne așezăm una sub altele. Și George, tu George, Mihai, chestia este așa. Cu cifra cu care mulțesc, da, de la ea scriu începând și construiesc șirul de numere. Da. Zic 3, 8, 7, 21. 1 și 2. 3 ori 1, 3 și 2, 5. Da. Când înmulțesc cu 2. 2 ori 7. 14. Ce? Dar scriu începând de unde pe 4? Nu sub 1. Că nu cu 3 am înmulțit, cu 2. Nu, cu 2, cu ăsta cu care înmulțesc, sub el scriu. George, da, foarte tare ce spune acum. Trebuie să păstrezi toată viața asta. Deci cu cifra cu care înmulțesc, da, cu cifra cu care înmulțesc, de la ea începând, construiesc cârdul. Da. 2 ori 7, 14, 2 ori 1, 2 și 1, 3. Păi, ce ți-am spus acum, nu știu foarte mulți. Când eram în clasa a doua, ca tine, da, învățătoare mi-a spus așa. Când aveți de mulți două numere, le așezați unele sub altele. Și începeți. 3 ori 7, 21, 3 ori 1, 3 și 2, 5. Așa, nu ne-am bunit. 2 ori 7, 14, 2 ori 1, păi, dar de ce să încep sub el? Nu înțelegeam. Da, de ce? De ce sub cifra asta? Pentru că asta e cifra 10-lor, Mihai. Da. Asta e cifra 10-lor. Și atunci cu 10 începând. Și acel 4 este o cifra 10-lor. Asta-i, mă. Asta-i foarte tare. Deci cifra 10-lor este. Dar când scriem la cineva... Eu nu pricepeam, mă, și chestia asta. Învățătoarea nu mi-a explicat, mă. Și colegii mei îți puneau cârtul pe 4, îl puneau fie la 1, fie mai încoace, fie... Nu înțelegeau de ce sub cifra aia. Da, dacă scriem la un pretinci, ia, vă, rezolvă calculul ăsta. Îl scrie mare și uite-mă, l-am rezolvat. Eu scriu. Da, mă, asta e fantastic. Că tu știi șmecheria. Că da, cu cifra cu care mulțești, sub ea construiești cârtul. Da, și în loc să scriu o... Sunt desfășurare asta cu zeci, cu da, sute. Da, ce... Lasă-mă, că nu pierd timpul ăsta, mă. Da. Eu am altceva de făcut mai bun, mă. Că a prins acolo șmecheria, mă. De la Prof. Online. Nu? Foarte tare este. Da.
Și acum știu că 391 date cât costă un costum. 391. Terminat ești. Că știu să mulțesc. Mă, dacă știam asta, nu mai munceam eu acolo. Cât costă un costum? Rezultatul, răspunsul este 391 lei. Foarte tare. Bă. Dar ai scris ceva până acum, n-ai scris nimic. Băi, puturos ce ești tu. A, dar am scris ăla, aia... Ipoteza. Deci, calculul la mic scurt, ca să... La sfârșit? Da. Băi, puturos cum ești tu, natural, tu ești natural. Ce zici, băi, nu mă interesează și bate el, că pe acolo eu vreau finalul. Deci, da, ce ai scris? Foarte important, că eu să faci toată treaba. Băi, 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 ce m-ai terminat. Tu ai zis asta. Pe mine mă interesează și bastu când de acolo. 17 ori, 23. Asta e miezul problemei. Cu asta vrei tu să mă ataci. Da. Și pe mine cu asta mai cucerit. Da? Mai cucerit cu chestia asta. Da. Și eu fac asta. 37, 21. 3, 1, 3, 2, 5. 2, 7, 14. 2, 1, 12, 1, 3. Și ai zis 1 și cu 4 și cu 5, 9, 3. Foarte tare. Ați dat să pune 0 acolo. 0. Nu, că zero-ul nu la se pune acolo. Ăsta e zero, aici este zero. Da. Dar nu l-am mai pus eu, că unul și cu zero face tot unul. Cam așa. Da? Deci este deprisos. Da. Important să ții minte că construcția se începe de aici. Important este sunt 3 și 5 și că construcția trebuie să fie... Așa. 5 și 1 și construcția la înmulțirea cu 2 începe de la de sub el. Și atent, George, că acum mai provocat. Hai. Mai provocat. 17 ori 23. Eu te pun așa, Iura. Ce? Nu neapărat trecut unde. Băi, dacă vreau, așa vreau eu. Tu te poți supăra pe mine? E bără să ajungi la rezultat, da? Să zic, 3 ori 7, 21, 1. Cu ea, cu ăsta care mulțesc. 3 ori 7, 21, 1 și 2. 3 ori 1, 3 și cu 2, 5. 2 ori 7, 14. 2 ori 1, 2. Și cu 1, 3. 1, 9, 3, mă. Care poveste am? Dacă sunt disciplinat. Dacă eu am înțeles că îndată cu cifra cu care mulțesc, sub ea pun rezultatul. Da. Am mulțit cu 3? Sub 3 pun. Am mulțit cu 2? Sub 2 pun. Da. Fain de tot. Băi, hai că acum am... Să poate și doamna. Acum o iau și pe doamna, dacă doamna scrie, uite, scrieți această problemă, faceți-o în caiet. Toată lumea face, mă, dar ce grea a fost, doamna, de ce ne dați așa de mult, de ce? Și eu zic, mă, doamna, trebuie să o faceți, să ne dați și nouă șmecherie, adică trebuie să o faceți, da, scurt, trebuie să ne faceți o șmecherie înainte să ne dați. Da, mă, ca să nu muncim atât de mult. Da. Eu am o tehnică. Da, tu te poți lăudați, eu l-am cunoscut pe Prof Online. Da. Da. Dacă ei nu știu, l-am cunoscut pe Prof Online. Am asistat într-un moment când în timpul lecției o sună din Italia. Da. Și eu am și lecții care vă pot dovedi, în care sună din America. Și să-ți arăt. Din America, din Germania, de oriunde din lume, îl sună și îl întreabă câte ceva. Și el spune tot felul de șmecherii. Da. Eu am plis de șmecheria asta. Da, și doamna scrie, uitați, asta e șmecheria, mă, nu există nicio șmecherie. Hai să... Ia, 7, 8, 6, înmulțit cu 9, 4, 3, egal cu, hai să facem asta, amândoi. Hai bă, că suntem tari, pune acolo una sub altă. 7, 8, 6, înmulțit cu 9, 4, 3, egal cu. Nu trebuie spus una sub altă, e mulțire. La mulțire n-am treabă. Numai la adunare și la scădere sunt foarte atent. Da. La mulțire și la împărțire poți să-l pun în colțul ăsta la tablă. Scriu una în colțul foaie și celălalt în... Doamne, ce mă? Asta-i. Unul la cap, unul la coadă. La mulțire n-are importanță asta. Cum să vă spun? Vă voi dovedi. Și acum zic. Cu 3 încep, da? George, hai ajut. Nu, George, tu Mihai, ajut. 3 ori 6. 3 ori 6. 20 și... No, hai să vedem. Nu te grăbi deloc. Bă, și eu am emoții, nici eu nu știu. Hai să vedem. Ce înseamnă 3 ori 6? 18. Înseamnă
3 plus 3, sau invers, egal cu 6 ori 3. Poate îți vine mai bine asta. Eu pun un punct. Tu știi că e mulțul x-ul acela. X-ul punct. Da? E 6 ori 3 și înseamnă așa. 6 plus 6 plus 6 de 3 ori. Ca să înseamnă 6 ori 3 de 3 ori 6. 6 plus 6 plus 6. 6 plus 6 cât faci? 6 plus 6, 12. Și încă 6? 18. Păi vezi, mă. Păi trebuie să știm astea, mă. Am zis 18. Da, da, cu emoțiune. 20 și e bălbăitoare dacă. Da. Da, chiar să mai bălbăim. Păi suntem în fața camerei, mă. Suntem tari. De 6 ori 3, 3 ori 6, 18. 8. Și 1 îl păstrăm. Adică o 10. 1, 1 pentru ce va urma. 3 ori 8? 3 ori 8? Nu știu. Băi, dacă nu știu, nu știu. Băi, decât să dau prostii... Zic mai încet. Da, am înțeles. Am înțeles. Și eu am pățit la fel. Când eram ca tine, învățătoarea mea vrea foarte repede, repede. Și eu nu puteam. Da, dar și la școală mi-a mai zis, uite și am tremurat mâna. Îmi tremură extrem de tare. Când a venit doamna la mine, mi-a zis, mă, Mihai, cât faci? M-am gândit un pic, am zis răspunsul corect. Și pe aia, uite, te-ai încurcat un pic, dar, uite, așa se făcea, așa, la 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 la. Și apoi, ce fericit eram. Ce fericit. Super fericit. Că am scăpat de... De momentul acela. Da. Panica aceea. Erau, sufletul tău, era un moment în care cu ochii... Da, și eram atât de fericit până doamna zis, și mâna să vă ascult. Oh, s-a stricat tot. Bine, hai acum, cât avem? De făcut 3 ori 8, nu? Da. Păi, punem mâna pe hârtie, punem mâna pe caiet cu pixul și începem. 3 ori 8 este egal cu 3 ori, în loc de o punem 10, scăzut 2, că asta e 8-ul. Da? Și egal mai departe cu 3 ori 10, 30. Bine? 3 ori 10, 30. Minus 3 ori 2, 6. Că mulțim cu amândoi. Asta este distributivitatea. Da. Ești de acord? 3 ori 10, 30, minus 3 ori 2, 6. Și cât faci la scăderea asta? Așa, 20 și 4. Păi asta, dar numai data viitoare, nu mai muncești tu, că tu știi. 3 ori 8, în capul tău să faci 8, să faci 10 minus 1, 10 minus 2. 30 minus 3 ori 6, 30 minus 6, 24. Sau mă gândesc direct, am ținut minte de la ce? 30 minus 6, 24. Gata. Dar în mintea ta e filmul ăsta. Da. 30 minus 24. Sau ții minte doar 30 minus 6 și gata, dau răspunsul. Mă gândesc direct, 24. Păi asta e fain, asta e fain. Da. Deci, George, tu, Mihai, începem. 3 ori 8? 3 ori 8, 24. 24. 4 scriu și 2 rețin. Dar fii atent că am greșit ceva. 3 ori 6 cât face? 3 ori 6, 18. Și 1 îl avem, mă. Și 3 ori 8, 24 și cu 1 ăla m-am uitat de el. 1 ăsta care îl lăsasem de la 3 ori 6. 24 și cu 1 ăsta, da, care îl lăsasem de el, 25. 5 și 2. Da, 5 și 2. Tăiem pe 1 ăsta. Tăiau încă o dată. 3 ori 6 cât a fost? 18, nu? Da. 8 scriu și 1 l-am păstrat. Da. 1 acela trebuie să-l adun acum, că e 10. Da. Și vine 3 ori 8, 24. Da. Și cu 1 de ăla, 25. Da. 5 îl scriu și pe 2 îl păstrez. Păstrez. Pentru data viitoare, pentru... Da? Adică pentru mâine ca și cum. Da, pentru mâine ca și cum. Și acum, 3 ori 7? 3 ori 7 este egal 21. Bun. Ești sigur sau nu prea? Hai spune-ți cinstit. Sigur. Băi, hai că ai zis sigur. Dar ai zis sigur. Dar nu ești convins. Este, mă. E 7. Sau ai zis 3 ori 7, nu? Care înseamnă 7 plus 7 plus 7. 7 și 7 cât faci? 14. Și cu 7? 21. Păi asta, măi, de-aia trebuie să fii sigur. Că 3 ori 7, 21, da. Pentru că 7, 7, 7, tu asta înseamnă. Da, eu mă curam mulțimile cu 3. Păi da, uneori, uneori, mă mai încurc. Băi, George, băi, Mihai,
Băi, tu știi, din seara asta nu te mai încurci niciodată. Niciodată nu te mai încurci, mă. Băi, eu sunt convins să nu te mai încurci. Că tu stai cu profonul ai de vorbă, mă. Și îți dă toate șmecheriile, mă. Toate șmecheriile de pe piață. De pe piață, da? Da, așa este. De la până la ora asta. Adică le cumpărăm. Sigur că da. De așa este pe piață. Hai să vedem încă o dată. 3 ori 7, 21, da? Da. 21. Și cu 2-ul ăsta? Cu 2-ul ăsta, 41. Nu, 21 și cu 2. A, 21 și cu 2. Da. 23. Așa mă, că la unități se adune 2-ul ăsta. Da? 23. Și pun. 23. Bun. 2358. Deci mă interesează, abia am terminat cu 3. Încep bătălia cu 4 acum. Încep cu construcția cârdului de la 4 începe. 4 ori 8? 4 ori 8 este egal cu... Mai peste 40 sau mai puțin de 40? Dacă ar fi 40, ar face 40. Da. Dacă fiind 4 ori 8, mai puțin. Și din 40 câte... 32. Da, mă, că se scade de 2 de-al de 4, mă. Că la 8, 8, când am zis 4 ori 8, dacă ar fi fost 4 ori 10, aș face 40, dar așa fiind două unități scăzute din 8, de fapt scad un 4 și încă un 4. Din 40 scad un 8 și face 32. Ai zis foarte tare. 2, dar ai fost hotărâre, nu? Da. Bine, mă. 2 și 3. Îl păstrez pe 3. Da. Le va aduna la ce urmează. Scrie-mă și tu. Bă, ce facem aici? Mă lași până pe mine? Să ieși în fața camerei aici? Hai, scrie. Suntem la 786, mulțumim cu 943. Nu neapărat le așezăm sub cifră, sub cifră, o prostie. Adică e o prostie. Și dacă așezăm, nu-i rău. Și dacă nu așezăm, nu-i rău. Și asta vreau să vă arăt eu, că chiar dacă nu așez, tot bine este. Da. Important că cifra cu care mulțesc, de sub ea, construiesc. Da. Am mulțit cu 3, 3 ori 6, 18, 3 ori 24 și cu 1, 25, 3 ori 7, 21 și cu 2, 23. Cu 4 ori. 4 ori 6, încep de la început. 4 ori 6. 24. 4 ori 6, 24. De ce am să zic eu pe 2 ăsta? Habar n-am. De la 4... Nu merge. Ia iura. Deci cu 4 suntem acum, nu? Da. 4 ori 6, 24. 4 și 2. 4 ori 8. 4 ori 8. 4 ori 8 este egal cu... Dacă ar fi 40, 40, 40... 32. 32, că ați găsit 2 din 4. Dai 2 din 4, deci 32. De ce 2 din 4? Că de la 10 m-am întors înapoi cu 2. 32. 32 și cu 2 ăsta. 32 și cu 2. 34. 34, 4 și 3. Îl tai pe 2 ăsta ca să nu mă încurc. Și acum 9 este 3. 4 ori 7? 4 ori 7 este egal cu 28. 28. Foarte sigur. Sigur ești, nu? Foarte. Te bați cu mine? Te ceri cu mine? Da. Bine, dar m-am necerat în seara asta. Deci 4 ori 7 fac 28 și cu 3? 28 cumpliți un 2 până la 30 și cu 1, 31. Da, când la 28 până la 30 îți trebuie un 2. Da. Și leg din 3. Da. Și stai mai 1. 31. Bă, așa faci, mă, așa merge mintea. Așa se fac conexiune, da? 31. 1 și tot 3. Îl las pe 3-ul ăsta. Da. 9 ori 7. Îl lăsăm să trăiască. 9 ori 7. 63. 63. Păi, dar tu n-am terminat. 4 ori 7, că de-a zis 28 și cu 3, 31. Trebuie să pun 31.
Trebuie să spun că s-a terminat înmulțirea. Hai să vedem încă o dată. Băi, fii atent că eu am băut o cană de vin și tu știi asta. Băi, tu n-au zis că eu recunosc? Da. Și atunci tu urmărești-mea dacă am greșit. Da. 3 ori 6, 18. 8 și 1. 3 ori 8, 24 și 1, 25. 5 și 2 l-am păstrat. 3 ori 7, 21 și cu 2, 23. Și am terminat cu 3 tot cărdul. Urmează 4. 4 ori 6, 24. 4 și 2 reținem. 4 ori 8, 32 și cu 2, 34. 4 și 3 reținem. 4 ori 7, 28 și cu 3 ăla, 31. Și am terminat înmulțirea cu cine? Cu 4. Urmează înmulțirea cu 9. Ei! La mulțirea cu 9. E foarte ușor. Dar de aici începem. De sub 9. Că de sub 4 am început la 4. De sub 3 am început la 3. Acum de la 9, de la 9 începem. Da. Și 9, 6 ori 9? Să vă spun cum realizăm eu uneori pe asta rapid, pentru că mă gândesc. Mă, eu am 10 în loc de 9 și zic 60 minus 6. Păi da, asta e tare. 54. 6 ori 9, 54. Foarte tare. Că 6 de ar de 10 dacă ar fi, ar face 60. Și eu cum am numai 9 de ar de 6, minus 6, 54. Da. Așa trebuie să facă mintea ta. Că dacă nu-ți faci așa, până când e mecanic, trece timp. Deci 6 ori 9, 54, 4 și 5. Șterg pe 3 ăsta, 5 până acum. Ultima cifră, 5. Pe care o am în atenție și am să o adun. 9 ori 8. 9 ori 8 este egal cu 70 și 2. 72, dar nu prea ai fost sigur. Hai mai spune drept. Am fost foarte, foarte sigur. Te-ai uitat la mine dacă eu zic nu. Dacă ziceam nu, modificai. Nu modificam. 8 ori 10, dacă ar fost 10, 8 ori 10 ar face 80, da? 80. Dar tu ai 8 ori 9. Și atunci... Am zis 72 pentru că... Tu ai scăzut un 8. Da, pentru că... N-ai avut 10 de al de 8, ai avut numai 9 de al de 8. Da. Și din 72 scăzut un 8, ai zis 72 și ai zis foarte bine. 72. 72 și cu 5? 72 și cu 5. 77. 77, mă, 7. Și îl tai pe 7 ăsta, pe 5 și zic 7 acum, 77. 7 l-am scris la unități și 7 la 10 l-am păstrat. Așa. 9 ori 7? 9 ori 7, 60 și 3. Și... 63, sunt foarte, foarte, foarte sigur. Motivează, de ce ești tu sigur așa? Sunt foarte sigur pentru că am făcut scăderea asta, 10. Dacă ar fi 10, 7 ori 10 ar face 70. 70 minus 7. Minus 7, asta e da. Asta e foarte cel mai sigur lucru. Da. 70, 63. 63 și cu 7. 63 și cu 7, 70 și punct. Și punct. 70, 70 și cu asta s-a terminat, că nu am ce păstra, că am ajuns la capăt, 97. Și acum trag linie și adun. 8, 5 cu 4. 9. O, da. Hai. 8, 9. Aici. Aici, 3 plus 4, 7. Și cu 4? 11. 1 și 1 îl ține minte. Așa. 2 plus 1, 3. 3 plus 7 și plus 1 din minte 11. Foarte tare, 11 și 1 îl păstrăm. Unul păstrăm și 2 și 3. 3 plus 1 ăla. 3 plus 1 la 4 și 7 plus nimic 7. Cât? Citește numărul ăsta. 74 de 74 de 1. Atenție, luăm așa. Aici până un punct.
am terminat 3 și încă 3. 741.198. Așa, mă? 741.198. Ăsta e răspunsul. Da? 741.198. Băi, știi ce am acum în cap? Ce? Băi, am o trăsare. Trăsare? Da, mă. Adică vreau să împart pe 741.000, 741.000, 109, scrie și tu, 198, să-l împart la 943. N-am poveste. Că nu mă lasă. Nu, asta e trăznăia adevărată. Cu adevărat, cea mai mare, cu putință. Da, la clasa a doua. Da, nu știu pe venit. Cum să faci asta? Asta e imposibil. Cam așa. Să putem să facem 943 ori cât 741.198. Nu. În 943 ori cine, habar n-am, care trebuie, pe care să-l găsim noi, să-mi dea 171.198. Mihai, ăsta e momentul cel mai frumos al lecției noastre. Niciodată n-ai făcut așa ceva. Hai să vedem. Noi am mulțit pe... cât ai mulțit? Zic tu ce numere am mulțit eu. Mai devreme. Am mulțit numerele... Cât mi-a dat 741.198 din ce? 786. Mulțit cu cine? Înmulțit cu 943. 943 cu 943 și ne-a dat, în urma înmulțirii, nu mai spun eu ce am făcut pe acolo, așa, eu dar 791.198. Și acum, ce minune am eu în cap să împart pe ăsta la 943. Știi tu ce mi-a dat? Se poate. Cât ne va da? Deci rezultatul mulțirii, ăsta două, trebuie să fie ceva, o șmecherie. Da, mă, da. O șmecherie. Deci am mulțit pe ăstea două. Fii atent. Poate că sunt nasul meu, dar eu nu văd. Nimic. Să fie așa. Să vadă prietenii noștri. Da. Asta e. Dar să văd eu. Fii atent. Deci, în urma mulțirii ăstor două numere, da, mi-a dat rezultatul ăsta. Da. Băi, am mulțit amândoi? Da. Corect. Și acum, pe ăsta de aici, îl împart la 943 la ăsta, da, și mă întreb ce rezultat se obține, mă. Îl împart la, la unul din factorii ăștia și vreau rezultatul. Câtul? Câtul împărțiri? Câtul 9 egal... Câtul 9? E tare de tot! Păi ce ți-am făcut? Băi, ce ți-am făcut? Nu poți fac asta nici în 70 de ani! Bă, poate că mă voi deveni bătrân! Nu mai, poți să faci pe loc, poți să dai răspunsul pe loc. Da. Da, poți să dai răspunsul următor. Egal cu 786. Da. Nu aș da unul pe asta. Ce ți-am făcut? Ce ți-am făcut? Ești egal cu numărul ăla. Da? Băi, dacă îmi pați cu ăsta la unul din ei, de ce l-am dat, mă? Ăla văd că e nou acolo. Ce văd că egalul este nou acolo? Jos. La 943. Nu acolo. La... 741, 198. Nu acolo, e nou acolo. 791... De 1198. Da, și acolo este 747. Așa, am greșit, așa, ai dreptate, mulțumesc, George. De 791 din 1198, împărțit la unul din ei, trebuie să-ți dai ăla, mă. Păi dacă, adun, ăla-i proba, mă, că asta e proba, mă, ce ți-am făcut aici. Știi rezultatul, dar hai să-l obținem prin tehnica asta. Vino cu, bă, nu te... Te tăvărești de supărare, că puteai să-ți dai răspunsul, nu? Îți pare rău. George, câte numere sunt la împărțitor? 1, 2, 3. Tot 3 luăm și noi aici. 1, 2, 3. Fii atent. 1, 2, 3. Nu, că la mine care scrie în loc de 9, acela scrie 4.
trebuie unde? Să schimb, că a greșit. La un loc de la cel nou era 4. Aici? Da. Nu, că a schimbat, că era greșit, era tot. Păi, George, hai că m-ai supărat acum. Hai să mulțim încă o dată, măi. 796 cu 943. Mihai este. Băi, mai mulțim o dată, mă, dar un brânzat, mă, simt. Mihai că... Te-ai făcut o dată. Păi dacă tu mă întorci, băi, dacă tu mă întorci înapoi, n-am ce face. Mai mulțim o dată, mă. Hai, te rog frumos. 3 ori 6, hai, începem. George, hai mă ajuns, mă, tu începem din nou. Da, mă, dacă tu mi-ai spus că e prost, că e greșit, tu scris, că am greșit, că nu știu ce. Da, la 9 ăla. Da, hai. 3 ori 6. Bine. 3 ori 6, 2... Adică 6 plus 6 plus 6, 3 ori. Știu. Zi. Că 6 plus 6 faci 12. 18. 18, mă, de ce mai bărbă? 8 și 1. 3 ori 8? Este egal cu 24. Și cu 1? 25. 5 și 1. Nu, 5 și 2. E 25, nu? 2 reține, 5 l-am scris. 3 ori 7? 3 ori 7. Păi... 21. Și cu 2? 23. 23. Și-am scris pe 23. Și spunem 2 și acolo 3. 23, da? Asta faci. S-a terminat. Am terminat cu 3. Acum cu 4. 4 ori 6. 4 ori 6 egal cu 34. 34. Mulțumim un pic. Nu ești sigur. 4 ori 6. Care înseamnă 6 plus 6 plus 6 plus 6 de 4 ori. Ăștia 2 fac 12 și cu ăștia 2 fac 12. 24. Păi vezi, mă, ce îți bagi joc din mine. Băi, tu, bă, am creat în mână, mă, și mă descurc. Deci 24, 4, 6, 24. 24, că este de la început, nu? Începe la început, ăștia nu mai sunt. 4, 6, 24. 4, sub 4 ăsta care mulțesc, da? Da. 4, 6, 24, 4 și 2 reținem. 4, 8. 4 ori 8? 32. Și cu 2? Foarte. 34. 34. 4 și 3. 3. 4 ori 7? 4 ori 7 este egal cu... 28. Adică foarte sigur. Ești foarte sigur, pentru că 4 și 7 înseamnă 7 plus 7 fac 14 și 7 plus 7 fac 14, 14 plus 14 fac 28, da? Da, deci, așa le fac eu. 28 și cu 3, 31. 28 și cu 3, 31. Foarte, foarte corect a doua. Da, cu 9 începe. 9 ori 6? 9 ori 6 este egal cu 50 și 4. 4. 4 scrim și 5 reținem. 4. 9 ori 8? 9 ori 8 este egal cu 72. Că nu pronunți corect, că se filmează. Cu 72. Nu te alinți, că e genant. 9 ori 8, 72. Și cu 5, 77. 7. Scriu și 7 păstrăm. 9 ori 7. 9 ori 7, 63. Și cu 7. Și cu 7. 63 și cu 7. 3 și cu 7, fac 10 și cu 60, 70. 60, 9 ori 7 își fac 63, 3 la unități și cu 7-le ăsta de aici. 3 la unități cu 7. 3 la unități și cu 7-le ăsta fac 10 și cu 60 mărim cu 10 și fac 70. Da. Deci 63 și cu 7 fac 70, nu? Da, corect. Corect. 70. Și acum tragem linii și adunăm 8. 8. Că n-am nimic.
5 cu 8 și cu 4? 9. 9. 3 și cu 4. 3 și cu 4... Da. 3 plus 4 este egal cu 7. Și cu 4? 11. 11. 1 și 1 îl păstrăm. 1 acela. Și cu... 11. 11. Și că aici fac 10. Da. Fac 10 aici. Da. Și atunci facem 11. 1 l-am păstrat pentru 3, 3 și 1, 4 și 7. 7.000. Ce am zis că acolo e 4? Așa, mă. 7.000, 4, da, mă. Trebuie aplaudat. 7.000, 741.198. Împărțit acolo la 943. Deci rezultatul mulțirii ăsta, da? Îl împărțim la unul din ei, la 943. Da, dau unui coleg pe hârtie. Se va da cât obligatoriu? Obligatoriu. Da. Cât va da? 786. 786 va da. Să vedem. Hai să vedem. Semn de întrebare dacă asta este, este o chestie corectă. Hai mă, George. Asta să calculez mai. Foarte greu. Nu-i greu, mă. Nu-i greu. Câte cifre are... 8 împărțit la 3. George. Nu, Mihai. Mihai, câte cifre are împărțitorul? 3 cifre. 3 luăm și noi. 1, 2, 3. Și zic, băi, 3 ai tu, cu 3 te iau și eu pe la început. Nu cu 2, cu 3. Exact cât sunt aici. Da. Ca 9 în 7 nu se poate. 9 în 7 nu se poate, că e mai mic. 741 e mai mic decât 943. Da. Și atunci mai iau o cifră. Scrie, mă, începe și tu. Hai, începe treaba asta, că e cel mai tare chestie din seara asta. Da? Am mai luat o cifră. Câte am acum? 4. Bă, și acum zic, ca 9, astea două. Ca 9 în 74. 9 ori cât fac aproape 74 sau mai mic? 74. Da. 9 ori cât fac aproape 74? Ori 8. Da. Că 9 ori 8 fac 72. Trebuie să știi tabla mulțirii perfect aici. Da. Că n-ai nicio șansă să faci împărțirea. Bă, asta e secretul. Deci întreb, 9 ori cât fac aproape 74? Nu se ex. Direct nu există. Mai puțin. 8. Da. Și 9 ori 8 fac 74. Așa că zic de, că merge de 8 ori. Și încep. 8 ori 3? 8 ori 3? Este egal cu 8 ori 10, 3 ori 10, faci 30. Da. Dar e 8, 2 de 3 înapoi. 2 de 3 înapoi. 24. 24, mă. Că 2 de 3 fac 6. Da. Deci 3 ori 8 sau 8 ori 3 fac 24. 4 aici. Te-am luat, doi. 4 și 2 rețin. 8 ori 4? 8 ori 4 este egal cu... Dacă ar fi 8, 4 ori 10, ar face 40. Da, 40 minus 8. Așa? Adică... 32? Da, 32, da. Scurt! 32. Da? 8 ori 4, 32. Da, da, 32. Am mai fost în seara asta, de mai multe ori. Da. 32. Și cu 2? 32 și cu 2? 34. 4. Și 3 rețin. Șterg pe asta. 8 ori 9? 8 ori 9 este egal cu 72. 72. Și cu 3? 75. 75. Aoleu, 75 și am 74 sus. M-a depășit. Numărul ăsta e mai mare decât al de sus. Mama. 7411 și aici e 7544. M-a depășit, mă.
fiindcă am îndrăznit să merg mai de multe ori, de 8 ori, de 7 ori acum. 7 încercări. Păi n-am cum, că am depășit, mă, ce vrei să fac? Dar... Băi, George, măi, tu, Mihai, știu. N-am ce face, asta e situația, că eu în capul meu am gândit așa, ca 9 în 74, deja de 8 ori că faci 72, dar numai că nu merg, eu fost prea mult. Ah, păi, să luăm 6. 7, 7 luăm. Crește, scădem un pic, o unitate. 7. Și începem treaba. Începem treaba. Scrie din nou. 741, scrie din nou. Sau taie rândul ăsta, taie, cel mai bine taie el, că nu a mers, că nu a depășit. Și acum începem 7. 7 ori 3. 7 ori 3 este egal cu 21. 1 și 2. 1. 7 ori 4. 7 ori 4 este egal cu 28. 28. Și cu 2 ăsta? 30. 30, 0 și 3. Și tot asta, 3. Ține minte. 7 ori 9? 7 ori 9 este egal cu 60 și 3. Și cu 3? 66. 66. 66. E mai mic decât asta, Iisus. E treabă deșteaptă. Gata, sunt fericit. Dar tu trecut trei cuzele. Și înseamnă că e fals. Acum merge. Acum trag din niște scale. Sunt fericit. Și zic, 1 din 1 face 0. Chiar fericit sunt. Scrie și fericit. Fericit. Foarte tare. Ești fericit. 1 din 1 face 0. Da, 0. 0 din 1, 1. 6 din 14. 6 din 4 se poate, mă împrumut. Mă împrumut de la... Așa. 6. De la 7. Iau o 10. Da. Da, de la 7. 6 din 10 ce face 4. 4 plus 4, 8. Așa mă fac. Deci nu știi nimic cu care șmecheria mea în culise. Eu din 10 care m-am împrumutat, am scăzut pe 6. Mi-a rămas 4 și cu 4 ăsta care l-am în plus, 4 și 4 face 8. S-a scăzut imediat din 10 6 și pun ce mi-a rămas la 4. Perfect. La 4. Da, mă, asta e tehnica. Așadar, aici nimic. 810 m-a rămas și restul. 810 mai mic decât 943? Da. Da. E bine, am mers corect. Înainte nu puteam. Totdeauna restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Deci aici trebuie să dea mai puțin decât 943. Da, dar... Zi? Înainte, parcă ne-a dat 786, am scris noi. Numai 7 am obținut acum. Urmează acum să cobor pe 9, că nu m-am legat de el. 9 cobor. Deci mai pun o liniuță la 9 și l-am coborât jos și am făcut 1109. Și acum mă gândesc așa, ca 9 în primele două. 9 ori cât fac aproape 81? 9 ori cât? 81 ori 9. Da, mă. 9. 81. Așa, mă. Că dacă romanii n-ar fi inventat 9 ori 9, ziceam 9 ori 8. Bun. 9 ori 9, lasă-mă la mersi, că tu mă scoți din mână. Știu. Da. 79. Deci, de 9 ori trebuie să mergi, da? Da. Și acum, 9 ori 3. 9 ori 3 este egal cu 20 și 7. 7 și 2 păstrăm. Da? 27. 7 scrim, unitățile scrim. Și 2 păstrăm. 9 ori 4? 9 ori 4, 30 și 8. Nu, 36. Așa mă, că 9 ori 10, 4 ori 10 ar face 40. 4 ori 9, mai puțin încă un 4. Da? Și 4 ori 9, 36. 36 și cu 2? 36 plus 2? Da. 30 este egal cu 30 și 8. 8, 8. Corect. 8 și 3 păstrăm acum. 9 ori 9? 9 ori 9, 81. Și cu 3? 84. Băi, fantastic, nici nu vezi să scriu. 84
Eu am 81 sus. Nu, mă, că nu merge din 9 ori. Mă, nu merge din 9 ori. Stai, șterpe 9. A fost prea mare. Și 8. 8 începem. 8. Începem munca. Tu ai tăiat așa și scrii de desubt. Și zice, 8 ori 3? 8 ori 3 este egal cu... 3 ori 8. Adică 8 plus 8 plus 8 de 3 ori. 8 plus, plus 8 face 16. Și plus 1, 8. 24, mă, așa, mă. 24. 24. 4 și 2 scrii, ori păstrez. 8 ori 4. 8 ori 4 este egal cu 32. 32. Și cu 2? 34. 34. 4. Și 3 păstrez, nu? Că 30 ai zis. Așa. 8 ori 9? 8 ori 9 este egal cu 70 și 2. 2. Și cu 3? 70 și... 2 și cu 3? 5. 75. Și acum tragem în linie și scădem. Ăsta nu intră în discuții. 4 din 9. 4 minus... 9 minus 4. 9 minus 4, 5, corect. 4 din 0 nu se poate, mă împrumut. Mă împrumut și zic 4 6. Din 10, 6. Au rămas aici 0, nu? Am avut 1. 5 din 0 nu se poate. Nu se poate. Mă împrumut. Mă împrumut. Și zicem 5 din 10, că venim de aici cu unitate în spate, da, 10. Și 8 minus 1, 7 și 7 minus 7? Nimic. 565, care este un număr mai mic decât ăsta. Și a fost deșteaptă treaba. Da. Că dacă ar fi fost mai mare, ar fi mers de mai multe ori. Dar noi am încercat cu 9 și a fost prea mare. Așa că suntem foarte fericiți. Și acum urmează să-l cobor pe el ăsta la altul. Pe 8, care îl lipesc de ce era aici, restul ăsta, lipește și tu, la 565 pune 8-ul. La 565. Coboară pe 8. Ultimul care îl urmează, îl coborăm. Da? 8. Așa. Și acum începem. Ca 956. Să începem cu 6. 6 ori 9? 54. Da. Băi, bun, chiar aproape. Aproape. Da? 6. 6. Așa începem. 6 ori 3? 6 ori 3 este egal cu 18. Băi, ce corespunde? Mamă, ce corespunde. Da, 8. Foarte fericit că a corespuns. Da. Da. Poate corespunde până la capăt. 1, da. Păstrăm. 1, păstrăm. Și 6 ori 4? 6 ori 4 este egal cu 24. 4 și cu 1? 4 și cu 1, 5. Toți? Mamă, ce corespunde! 5 și 2 păstrăm. 2 păstrăm, da? Bun. 6 ori 9? 6 ori 9 este egal cu 50 și... este egal cu 54. Și cu 2? 56. Băi, teribil. Totul e perfect. 56. Minunat. S-a împărțit exact. Cât trebuia să ne dea din ce știam noi? Uite-te, ce două numere au fost înmulțite de când ne-a dat așa. 943, uite-te mai înainte. 943 ori 786. Da, este egal cu 786. Și atât ne-a dat. 786. Se-a făcut o treabă bună. Da? Deci vezi, dacă mulțesc două numere, da, și găsești un rezultat, da, și împarți rezultatul la unul din ele, la ăsta, trezește celălalt. Da. Cât crezi tu cât vom obține dacă împărțim pe 741.000, 741.000, 198, îl împărțim la 786.
O poți la 7 ori la 6. E, da. Cum zice? În mod sigur. În mod sigur. Deci mai trebuie să gândim 943. Asta e, mă. Asta. Le va avea 943. Convingeți-vă voi, dragilor. Voi care ne priviți acum, dacă nu sunteți convinși de asta, sigur vă va da 943. Vreți să vă arătăm? Acum pornim. Hai, pornim. Păi să le arătăm, că ăștia nu sunt convinși. Este un fel de Toma necredincios, mă. Știi tu? Da, mă, da. Ele asta, ăștia sunt. Deci sunt Toma necredincios. Da, unii mai uită și ha, mă, că... Și noi se convingem. Da. Dacă facem și asta, înseamnă că am convins sigur. Da, ca și cum ai zis, mă, da, dacă, da, eu dau în spate, să știm că nu mai pot să dau în față, că el nu știe. Băi, nu cred. Ei zic, nu cred, nu cred. Da, și noi convingem. Nu cred. Și acum ne convinge 741.198 împărțit la 786 este egal cu și începe munca. Știm că trebuie să dea 943. Câte cifre sunt aici? 3. 1, 2, 3. 3 luăm și noi. 7 în 7? La fel. Merge odată? Da. Păi dar e 4 după aceea. Și 8 în 4, nu mergem. 741 e prea mic. E mai mic decât 786. Da. Atunci mai luăm o cifră. Dacă n-am niciodată nu merge. Și atunci, ca 7 din 74. 74. Avem de 10 ori ceva, dar nu se poate. Nu-i cifra asta. De 10 ori nu se poate. Atunci zicem noi de 9 ori. Cu unul mai mic. 9. Și începe. 6 ori 9. 6 ori 9 este egal cu 54. 54. 4, cam mers până aici, da? Astea sunt toate luate din mine. 4 și 5 îl păstrăm. 9 ori 8. 9 ori 8 este egal cu 70 și 2. 2. Și cu 5? 77. 77. 7 și 7 păstrăm. Da. 9 ori 7? 9 ori 7 este egal cu 60 și 3. 3. Și cu 7? Egal cu 8, da, cu 70 și... 70 faci. Da, cu 63 și cu 7 fac 70. Da. Exact 70. 70. Trag linie și văd. 4 din 11? 4 din 11. Da. 4 minus 11. Da. Din 11 ai scăzut pe 4. Din 10. Hai, luăm. Din 10 ce face 6. Da, 6 plus 1, 7. Așa mă trebuie să faci. Deci nu trebuie să pui la toată lumea chestia asta. Știi. Rămâne numai între noi. Doar. Știi. Nu, că nu... n-am înțeles ceva și... Mecanismul trebuie să-l fii. Știu, n-am înțeles ceva și de-aia stăteam un pic pe loc. Și mă gândeam, ce înseamnă? Că n-am auzit bine, mă, dar ce era? Acum, gata, ai auzit și acum, gata. Da, am auzit. Da. 7 din? 7 din 1. Nu e de 1, nu, că am împrumutat, mă. 7 din 0. 7 din 0, nu poate. Mă duc drept la recel. Egal 3. Acolo, a 3, că ai luat-o 10. 10 minus 7, 3. Da, ce-a rămas aici? 3. Și-o scad numai pe 0 din 3 și face 3. Și 7 din 7 nimic. Și 337 este un rezultat deștept. Față din față. Este mai mic. Dar și-mi place că e mai mic, deci nu sunt supărat. Așadar, cobor pe 9. Pun o liniuță deasupra și cobor pe 9. Da. Și încep. Ca 7 din 33. 7 din astea 2. Că rămân 2 după el și 2 aici, da? Da. 7 din 33. 7 plus 33? Nu. De câte ori se cuprinde 7 din 33? De câte ori se cuprinde 7 din 33?
Ca zice așa, 7 ori cât fac aproape 33? 7 ori... 5? 35, îl depășește. Da. 7 ori 4? Mai bun. Da. Cât face 7 ori 4? 7 ori 4... 28. 28. De 7 ori 5 depășea pe 33, cât facea da. 35, atunci am zis de 4 ori. Și zice pe 4 ori 6... 4 ori 6. Da, 4 ori 6 este egal cu 24. 24. 4 și 2 păstrăm. 4 ori 8. 4 ori 8 este egal cu 32. Și cu 2 ăsta? 34. 34, 4 și 3. 4 ori 7. Este egal cu cu 28. Că zici 7 plus 7, 14, cu 7 și 14, 14, 28. Deci faci repede coliziunea asta, repetând-o, 7 ori 4 fac 28. Dar atenție, Mihai, până când în mintea ta se instalează asta, trebuie să faci șmecherile din culise. Îi spun și prietenii noștri. Că știau dificultățile. Ți-am spus, un an de zile m-am chinuit cu tabla mulțirii. Fiecare dificultățile lui. Da, la fiecare etapă. La fiecare etapă, da? Deci un an de zile m-am chinuit cu tabla mulțirii și n-am știut-o. Până când am învățat și am găsit șmecherile astea de culise, a fost o treabă complicată. Dar de aceea... Dar le-ați învățat. De aia le spun tuturor. Așa cum am învățat eu atunci, le-ai spus tuturor. De clasa a doua, de clasa a întâi și doamne un pic mai severă cu ei și zice, deci voi învățați pentru mine chiar dacă vedeți la clasa a întâi să fiți mai presus de ceilalți să învățați înmulțirile. Vă zici înmulțirea cu 4. Să vă zicem că... Mecanic, mai mecanic, dar nu le explic. Măi copii, înainte de a învăța mecanic, ar trebui să înțelegeți mecanismul ăsta, ca am spus eu, față de 10, față de 5, o șmecherie de asta. Da, corect. Hai să ne întoarcem. Unde suntem acum? Deci suntem la 9 ori 8, 32, și cu 2 ăsta de aici, 34, 4 și 3. Hai să-l tai pe ăsta, ca să nu mă încurc. 4 ori 7? 4 ori 7 este egal cu 28. Și cu 3 ăsta? 31. Așa, foarte tare, 31. Și terminat. Și acum începe să scădă. 4 din 9. Deci 4 din 9, 5, corect. 4 din 7. 3. 3, corect. 1 din 3. 1 din 3, 2. Da. 2 și nimic. 235. Și coborăm în sfârșit. Ideea e până deasupra linuță, ca să știu dacă m-am întâi coborât pe cineva. Da. M-am pe 8, l-am pus. L-am pus. Și sunt destul de fericit pentru că aproape mai avem un pic și termină. Aproape, mă, acum, dacă 6 ori cât se pune să facă cu 8 aici? Da. Ca 7 în 23. 7 în 23 de câte ori merge? 7 ori cât fac aproape 23? 7 ori cât 23. Nu fac chiar 23, nimic în tabla mulțirii. 7 ori... 7 ori 3. 2. 7 ori 2 fac 14, 7 ori 3, 21. Se apropie de asta, nu? Da. 7 ori 3. Deci de 3 ori. Da. Și acum începem. 3 ori 6. 3 ori 6 este egal cu 18. 8. Fă și tare. 8 și 1 păstrăm. Da. 8. Și 3 ori 8. 3 ori 8 este egal cu 24. Așa, 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 așa. 24. Și vezi cu câte existezi mai mult, vin mai repede răspunsuri, vezi? 24. 3 ori 8, 24 și cu 1, 25, mă! 25. De câte ori etași pe șmecherea asta? Că știi că trebuie să meargă pe șmecherea. Mai trebuie 1. Adică 24, 4 aici, că și cu 1 fac 25. Măi, dacă acum nu a văzut nimeni ce spune acum. Nu ne vede nimeni, nu știe nimic de șmecherea asta. Deci acum când trebuie să-ți dea exact, tu zici, măi, 3 ori 8 și cu 1 fac 25, 24 și cu 1 fac 25. Pe
5 l-am scris și pe 2 reținem. 3 ori 7? 3 ori 7 este egal cu... Se limite mai de al numai 2. 21. Așa, mă, și cu 2, 23, mă. Mă, lăsești de chestiile astea, mă. 21 și cu 2, 23. Deci, perfect. 0. Egal cu 0. Da, mă. Orice vezi, prost ar ști. Așa, mă. Deci, toată povestea este că dacă mulțesc astea două numere, îți dă un rezultat. La unul din ele, când am împărțit, la 786, îți dă ăsta. Dacă îl împarți cu ăsta la 943, că am făcut-o mai devreme, îți dă 786. George, ca temă pentru Mihai, ca temă pentru mâine, faci așa. 973 ori 839, că-ți dă un rezultat. Da? Scrie acolo ce-ți dau. 973 ori 831 ori 831. Muncești și-ți dă un rezultat. Rezultat.